preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Mă gândeam că în dimineața aceasta nu voi avea prilejul să vorbesc la binecuvântare, pentru că textul care era pus în programarea bisericii pentru dimineața aceasta vorbește, așa după cum spunea și fratele Pavel în mesajul de mai înainte, despre lucruri foarte importante, cruciale pentru viața de credință și pentru toți cei ce iubesc pe Domnul. Dacă aș spune întrebarea cine dorește să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, cu siguranță că toți ați ridica mâna și toți ați spune și eu, și eu, și eu. În vreme ce toți creștinii mărturisesc că ar vrea să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, o parte dintre ei chiar își și doresc lucrul ăsta. Că nu toți din cei care zic îl și doresc. Se vede după umblarea fiecăruia. Dar aici se vorbește despre o lucrare deosebită pe care Duhul lui Dumnezeu, numai El, o poate face în viața unui om. Vă mărturisesc că am căutat să înțeleg fenomenul acesta, miracolul acesta pe care Scriptura numește simplu, naștere din nou, și trebuie să recunosc că din câte cărți am apucat să citesc pe subiectul acesta, din câte articole am apucat să citesc pe subiectul acesta, aș putea spune că nici unul nu m-a convins. Am simțit întotdeauna că nașterea din nou înseamnă mai mult decât au reușit să spună teologii. În același timp, este un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă fiecare creștin și trebuie să-l experimenteze dacă dorește să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Însă ce am înțeles mai pe sus de toate din această vorbire a Domnului Iisus este că nașterea din nou implică o transformare. Și lucrul acesta, dragii mei, ne privește pe toți. Trebuie să existe o transformare în viața noastră, negreșit. Am văzut oameni care, pentru o bună parte din viața lor, au avut niște valori, niște preocupări, niște gusturi, niște preferințe. Au avut un fel al lor de a fi și ziceai, pe oamenii aceștia nu-i schimbă nimeni. Și a venit o zi în care Duhul lui Dumnezeu s-a ocupat și de oameni de felul acesta și i-a schimbat de nu-ți venea să crezi. Când a vorbit din pasajul acesta cu ani în urmă aici în mijlocul dumneavoastră, am vorbit mai mult despre Nicodim și despre faptul că el a venit noaptea la Domnul Iisus. Și am încercat să răspund la o întrebare care nu fusese pusă. De ce a venit el noaptea la Domnul Iisus? Poate că jumătate din mesajul atunci se ocupa de răspunsul la problema aceasta. Ceea ce mă surprinde însă e că omul acesta, înaintat în vârstă, din cuvintele lui înțelegem că era bătrân, era învățător al lui Israel, dar când aude aceste cuvinte din gura Domnului Iisus, este așa de surprins încât educația lui, manierele lui, au fost pentru un moment puse deoparte, suspendate. Și omul ăsta pune o întrebare care sună a ironie. Ca și când un om în vârstă îl ia peste picior pe unul tânăr. Pentru că omul ăsta îl întreabă pe Domnul Iisus. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să nască? Nu-i nevoie să fii bătrân ca lucrul ăsta să fie imposibilitate. Niciun adult, niciun adolescent, niciun tânăr nu poate trece prin experiența asta așa cum o gândea Nicodim. Și Moise a avut un moment în care parcă respectul lui față de Dumnezeu a fost pus în stand-by când Dumnezeu îi spune că va da poporului mâine carne să mănânce, întregului popor. Și Moise uimit zice, Doamne, dar cum se va face lucrul ăsta? Vom prinde peștii mării și vom avea tot poporul să pună pe focul din vatră carne de pește? Era surprinzător pentru că Nicodim îl gândea pământește.
Dar dincolo de toate, cum am spus, realitatea nașterii din nou constă într-o transformare lăuntrică. Și omul ajunge să capete alte valori. Aș folosi un singur exemplu pe care tinerii poate îl înțeleg mai bine și apoi voi vorbi despre binecuvântare. Tinerii sunt mai obișnuiți decât noi cu domeniul ăsta informatic, cu toate aparatele acestea care le umplu timpul și lor și nouă până la urmă. Aș spune că omul a fost creat de Dumnezeu pentru părtășie cu El. Dar s-a întâmplat acel nefericit eveniment, fratele Pavel a amintit, Biblia îl mărturisește, când s-a umblat la setări. Și toate setările omului au fost date peste cap. De aceea se întâmplă atât de multe lucruri în lume, pentru că omul nu mai funcționează după setările originale, instalate în el sau așezate în el de Dumnezeu, ci funcționează după setări pervertite, distorsionate, deformate, și de aceea funcționările sunt așa cum sunt și lumea arată ca o junglă în ziua de astăzi. Și este nevoie de Duhul Dumnezeu ca să intervină la setări, ca să ne pună iarăși pe linia pe care am fost creați inițial să funcționăm. Și Duhul Dumnezeu face lucrul acesta. Când și cum, e o taină, e un miracol, dar îl face. Aș vrea să vă spun un lucru. Ar trebui să stăm înainte lui Dumnezeu și să ne analizăm viața. Dacă există schimbare în ea sau dacă nu există. Dacă, după ce spui că te-ai întors la Dumnezeu, ești tot omul acela agitat și lipsit de pace, cum ai fost înainte, pune-ți semne de întrebare cu privire la realitatea nașterii tale din nou. Dacă ești tot atât de slobod la gură pe cât erai înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, te sfătuiesc să te verifici atent. Dacă îți plac tot lucrurile acelea, adică, mai știu eu, sportul mai mult decât Biblia, aș putea da multe exemple, dar n-o să mă duc prea mult pe linia aceasta. Naștere din nou înseamnă transformare. Și te-aș sfătui să te verifici dacă în viața ta există transformare. Pentru că dacă nu există transformare, înseamnă că ești între acei creștini care spun că vor să ajungă în împărăție, dar care nu doresc cu adevărat. Doamne, luminează-ne să înțelegem. Cu privire la actul binecuvântării unui copilaș, cugetam aici mai înainte și mi-am adus aminte că în capitolul 16 din Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus își pregătește ucenicii pentru experiențele prin care urmau să treacă. De fapt, cu el urmau să se întâmple niște lucruri, dar lucrurile acelea vor avea un impact puternic asupra lor. Și există un pasaj în acest capitol 16 din Ioan, pasaj intitulat Întristarea prefăcută în bucurie. Zice Domnul Iisus că voi veți plânge, adresându-se ucenicilor, evident, și vă veți tângui, iar lumea se va bucura, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Și ca să zugrăvească această transformare, această experiență, Domnul Iisus face referire la o experiență din viața umană, pe care aș vrea să o citesc tot în cuvintele Domnului Iisus. Versetul 21. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a trecut, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Bucuria care urmează este așa de mare, așa de intensă, așa de frumoasă, așa de curată, că suferința prin care a trecut femeia este uitată și este înlocuită de acea bucurie deosebită. Nașterea unui copil pe lume este un miracol în care este implicat Dumnezeu însuși. Și dacă oamenii ar înțelege bine lucrul acesta, altfel ar privi nașterea de copii. Responsabilitățile de părinte încep cu mult înainte de a se naște copilul în familia respectivă.
Spun asta pentru că mi-a fost dat să aud și această opinie că odată cu nașterea încep responsabilitățile, multe lucruri se schimbă în viața familiei. Eu cred că responsabilitățile încep înainte de a se naște copilul. Aș vrea să fac o paranteză aici și poate voi atinge un lucru care pe unii dintre dumneavoastră vă va provoca și vă va deranja, poate. De ceva vreme, în țara aceasta în care noi trăim și ne câștigăm pâinea, au fost date niște legi și au fost legalizate niște practici care înainte erau condamnate prin lege. Și ca să fiu mai concis, mai concret, voi spune că a fost liberalizat consumul de diferite substanțe și nu o să intru în multe detalii. Și problema este, nu știu dacă a fost discutat la nivel înalt, ar fi trebuit să discute și aspectul acesta. O grămadă de mame, din afara bisericii, evident, practică lucrul acesta și nu știu dacă realizează că lucrurile acestea se răsfrâng asupra dezvoltării fătului din pântece. Lumea de afară face lucrurile acestea. Noi, copiii lui Dumnezeu, în casele noastre, nu avem obicei de felul acesta. În casele noastre, înainte de a se naște copilul, ar trebui să se audă cântări de laudă. Și ar trebui să se audă o vorbire chipzuită și așezată și blândă. Pentru că peretele pântecelui mamei nu este un izolator fonic perfect. Știința dovedește că un făt în pântecele mamei lui aude ce se întâmplă sau aude sunetele din jur până la o anumită distanță, evident. Și este așa de important și așa de bine și așa de frumos ca un copilaș încă înainte de a se naște să audă că tata și mama vorbesc frumos unul cu altul. Nu înțelege nimic, dar simte. Pentru că sunt unele lucruri pe care le simți și simțurile sunt importante. Ne ferim de lucrurile care se pot răsfrânge negativ asupra copilașilor noștri. Ne întreabă unii, de ce nu folosiți voi alcool? Pentru că alcoolul nu produce în noi nimic bun, dar rele o grămadă. Și de aceea pot să răspund oricui. Este recomandabil, stăruitor chiar, ca alcoolul să fie cât mai departe de casele noastre. Responsabilitățile continuă după naștere și trebuie ca părinții să creeze în cămin o atmosferă spirituală. Am spus-o repetate rândul și o repet în dimineața aceasta pentru că eu cred aceste lucruri. Biserica trebuie să ajute familia, nu poate substitui familia. De multe ori părinții își imaginează că este de datoria păstorului, a comitetului, a predicatorilor bisericii, a învățătorilor de la școală duminecală, a liderilor de tineret mai târziu, să se ocupe de formarea spirituală a copilului. Adevărul este că biserica trebuie să colaboreze cu părinții. Părinții sunt cei din tâi care observă în viața copilului dacă e ceva de îndreptat. Pentru că în Cartea Sfântă s-a scris că un copil lasă încă de devreme, din copilărie chiar, să se vadă dacă în viața lui sunt, lasă să se vadă ce fel de caracter se plămădește în el. Părinții văd cel mai bine. Părinții pot interveni cel mai bine. Trăim într-o societate care se străduiește, chiar dacă nu a declarat deschis lucrul acesta, prin acțiunile pe care le ia, se străduiește să ia din mâna părinților orice mijloc de a interveni în modelarea copiilor. Și se acreditează tot mai mult ideea de către oameni cu multă pregătire și cu multă școală, că îi faci un bine copilului tău, lăsându-l să se dezvolte ca buriana în ogor. Și buriana aceea, când va fi mare, va rodi niște mere de toată frumusețea. Credeți dumneavoastră lucrul ăsta? În Europa de Vest sunt implementate o seamă de platforme, program ciudate. Și ne învață să ne creștem copiii, oameni care nu au niciun copil. Ne învață pe noi să ne creștem copiii, oameni care poate au un copil și ăla când crește, pleacă de acasă sau își pune capăt zilelor.
Ăștia sunt învățătorii societății moderne. Noi ar trebui să ne lăsăm învățați de Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Frații mei, surorile mele, în casa noastră trebuie să răsune Cuvântul lui Dumnezeu. Principiile alea trebuie să fie așezate acolo, care sunt luate de aici, din Cartea Sfântă. Mi-a plăcut de părinții aceștia că au venit la Domnul Iisus. Ne vorbește Matei despre ei și ne vorbește și Luca în Evanghelia sa. Oamenii aceștia care probabil că au împlinit legea lui Moise, care prevedea, avea niște prevederi legea lui Moise cu privire la copiii care se nasc în Israel. Și oamenii aceștia probabil că la vremea rânduită au împlinit acele lucrări. Dar au simțit nevoia de a face ceva mai mult pentru copiii lor. Și cu copiii lor au venit la Domnul, ca Domnul să-i binecuvânteze, să-și pună mâinile peste ei. Aș vrea să vă spun că binecuvântarea Domnului este mai de dorit decât o diplomă strălucită pentru copiii noștri. Ne gândim de multe ori la ce grădiniță să-i dăm, ne gândim apoi la ce școală să-i dăm, către ce profesie să-i dăm, și dacă în urmă cu 50 de ani sau cu 30 de ani în urmă, puteai să spui ce profesie este bună peste 10 ani, peste 20 de ani, este de dorit, că e o profesie căutată. În lumea de astăzi lucrurile sunt într-o permanentă schimbare. Dacă astăzi există o serie, un set de 5 sau 10 profesii foarte bine plătite, apreciate și care par stabile, peste 5 ani nu vor mai fi aceleași. E o schimbare permanentă în lumea în care trăim. Dar dincolo de toate, mai presus de orice diplomă pe care ar putea să obțină copiii noștri în lumea aceasta, este de valoare, de preț și de dorit să capete binecuvântarea Domnului Iisus. Domnul Iisus să ne binecuvânteze. Mai de preț decât orice alt lucru material pe care noi l-am putea asigura copiilor noștri. Pentru că suntem toți ca părinți interesați să dăm copiilor noștri cât mai mult. Că pentru ei spunem că am plecat din România să le asigurăm un alt rai. Că niciunul dintre noi, am mai spus în câteva rânduri, nu ne-a trezit Dumnezeu în România la miez de noapte să ne spună: tu neapărat să pleci în Canada. Nu te pot folosi în România, tu du-te în Canada. Deci noi s-i-a spus lucrul ăsta. Dar pe noi ne-a lăsat să venim, pentru că am dorit să venim. Și eu vă spun deschis, eu am venit pentru ca să asigur copiilor mei, așa am gândit că le fac un bine. Și probabil că mulți ați gândit ca mine. Dar vreau să vă spun dincolo de toate. Mă tem că i-am expus pe copiii noștri la niște primejdii pentru care ei nu sunt pregătiți și pe care noi nu le-am știut. Și am să mai spun un lucru pe care l-am conștientizat după ce am venit. N-aș vrea să credeți că îmi pare rău că am venit în Canada. Poate că puteam alege un loc un pic mai cald și cu zăpadă mai puțină, dar nu asta e important. Ne-am interesat când am plecat din România, gândindu-ne la copiii noștri, unde să ne așezăm, cum merge viața acolo, economia, condițiile de viață și așa mai departe. Ne-am interesat de o grămadă de lucruri să le știm bine. Știți ce nu ne-am preocupat să aflăm? Și nu ne-a spus nimeni. Nu ne-a spus nimeni că aici copiii noștri nu vor mai gândi ca și noi. Vrei să convingi pe copilul tău de niște lucruri și este greu. În societatea de aici, pentru că influența, impactul societății este atât de puternic, copilul tău nu va gândi ca tine. Și la lucrul ăsta nu te-ai gândit când ai plecat din România, nici eu nu m-am gândit. Și ajunge, nu mai poți comunica așa cum trebuie cu el, dacă n-ai fost atent, zi de zi. Alergăm mult, să agonisim că de aceea am venit în Canada. Va fi rușine, spunem noi, peste 10 ani de Canada, să audă cei din România că tu tot așa, la limita, ieși în Canada. Și vrem să arătăm că a fost o alegere bună și alergăm mult. Și neglijăm la capitolul relații noastre cu copiii. Am constatat lucrul acesta și vă vorbesc despre lucruri reale. Nu mi-am propus în dimineața aceasta să alcătuiesc o predică, o operă literară. Mi-am propus în dimineața aceasta, dacă va trebui să vorbesc, să vă spun lucruri reale pe care trebuie să le știți și la care trebuie să cugetați. Sora Ligia, ceea ce am să spun, sigur că o să spui și fratelui Lucian,
În casa voastră, voi amândoi sunteți cântăreți, fetele cântă bine, să răsune întotdeauna laudele Domnului. Și Nathan Levi se va lipi din mers grupului vostru. Să vă vadă rugându-vă, să vă vadă prețuind, citind din cartea aceasta. Pentru că ceea ce va vedea la voi, aceea va deprinde și el. Nu spun că este o garanție 100% că dacă părinții cântă, se roagă, citesc Biblia și copiilor vor face exact aceleași lucruri. Nu pot să te dau o garanție de 100%. Dar categoric, șansele sunt mai mari ca ei să facă așa decât dacă părinții nu fac așa. Asta vă spun categoric și se poate, puteți să-mi spuneți oricine că nu e așa. Eu cred că e așa. Dacă părinții își fac partea, șanse mari sunt ca și copiii să crească bine pe calea lui Dumnezeu. Dincolo de toate, în lucrarea aceasta, noi avem ajutorul lui Dumnezeu. El este de partea noastră. Pe mine mă impresionează faptul că a fost un moment în călătoria aceea în care Dumnezeu a stat de vorbă cu Moise și a spus: Moise, spune lui Aron și fiilor lui cum să binecuvânteze pe copiii lui Israel. Și pe lângă celelalte nevoi care erau împlinite, probleme cu care se confruntau în călătorie, Dumnezeu își exprimă prin aceste cuvinte dorința de a binecuvânta. Și le spune așa, să ziceți. Acele cuvinte nu și-au pierdut valoarea. Vorbesc despre prezența Domnului și Domnul dorește să ne ofere prezența Lui, ajutorul Lui, sprijinul Lui, ocrotirea Lui. Veți avea parte de acest ajutor dacă îl căutați. Acum, eu mă tot uit și eu și mă gândesc că poate că fratele Lucian va veni pentru că vreau să trecem și la oficierea propriu-zisă a actului de binecuvântare. Am încercat să mă împrietenesc cu micuțul Nathan Levi atunci când am vizitat familia și cred că mă voi înțelege cu el acum când va trebui să-l țin în brațe. La lucrarea aceasta am să solicit pe fratele Mircea să mă ajute. Fratele Mircea va citi cuvântul rânduit pentru această lucrare. Este cuvânt ieșit de pe buzele lui Dumnezeu. Și dacă unora nu le place treaba lor, se pocăiască. Este un cuvânt de pe buzele lui Dumnezeu. Fratele Mircea va citi, biserica va răspunde cu amin la locul potrivit. Iar eu voi încerca să-l țin în brațe pe Nathan Levi și apoi, după ce fratele Mircea va încheia de citit, eu mă voi ruga pentru binecuvântarea acestui copilaș și în continuare se va ruga și unul dintre părinți. Am să vă invit pe toți cei prezenți să vă ridicați în picioare. Pe părinți invit să vină în față. Din cuvântul lui Dumnezeu care se găsește scris în cartea Numerilor din capitolul 6, începând de la versetul 22 până la 27. De ce acest verset? Pentru că Dumnezeu ne oferă protecție totală copiilor noștri. Și personal n-aș refuza niciuna din promisiunile lui Dumnezeu din cartea aceasta. Amin? Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Nathan Levi. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Nathan Levi. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Nathan Levi. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Amin.